După cum puteți vedea, dacă scrieți acel cod 3650577 pe sleep.do, puteți pune orice întrebare, bine? O să trecem acum la al doilea dar, dintre cele despre care vorbim, nu o să apucăm pe toate, bineînțeles, darul de vorbire despre înțelepciune. O să vedem care e diferența între vorbirea despre cunoștință și vorbirea despre înțelepciune. Dacă poți să proiectezi, te rog, PowerPoint-ul, al doilea. Știți, vă reamintesc că în această categorie de daruri, daruri de descoperire, intră vorbirea despre înțelepciune, am vorbit despre darul vorbirii despre cunoștință și mai e darul deosebirii duhurilor, poate reușim să îl parcurgem pe scurt. Da? Să observăm ce nu e, la fel ca la darul cunoștinței, ce nu e darul înțelepciunii, dacă mergem mai departe. În primul rând, nu e vorba de o înțelepciune născută, da? Când o să mă uit la dumneavoastră, o să vreau să dați click, așa? Nu este o vorbire născută, abilitatea de a vorbi foarte bine și de a avea înțelepciune în vorbire, o înțelepciune care depinde de nivelul de inteligență. Știți foarte bine că fiecare om este creat de Dumnezeu cu un anumit nivel de IQ. Da? Are o strălucire în inteligența lui, da? Are o strălucire în inteligența ei. Și dacă nu recunoști că cineva e mai inteligent decât tine, o să se vadă. Adică să nu e o problemă neapărat că cineva e mai inteligent decât tine. Și e foarte important să pricepem că un om foarte, foarte inteligent nu e neapărat să aibă darul de vorbire despre înțelepciune. Cunosc oameni care au sfidat nivelul de inteligență cu care au fost dotați prin Duhul Sfânt, în sensul în care Duhul lui Dumnezeu s-a manifestat peste ei cu o înțelepciune supranaturală, iar ei în lumea laică de fiecare zi nici măcar nu puteau să lege două vorbe în sens de continuitate. Da? Vă dau un exemplu. În România era un bărbat pe nume Sâmnionuc. Este cineva care l-a cunoscut, faceți-mi un semn dacă l-a cunoscut ceva. Așa, bărbatul ăsta Sâmnionuc era anti-societate. În ce sens? Era o mână de om, gârv om de spate și nu știa aproape să facă nimic. La nivel de gospodărie, la nivel de administrație, nu puteai să te bazezi deloc pe el. Da? Cele mai multe dintre lucruri trebuia să le rezolve soția dumnealui, pentru că el, din perspectiva asta umană, parcă era de pe altă planetă. Și chiar era pentru o altă dimensiune. Dar când bărbatul acesta se urca la amvon, începea să vorbească prin Duhul niște descoperiri pe care le-a primit de la Dumnezeu, de exemplu din cartea Apocalipsa, și efectiv te șocai. De unde vorbește omul ăsta? Acum să nu credeți că darul de vorbire despre înțelepciune este doar un dar de înțelepciune în Scripturi. Că nu asta am vrut să zic. Eu am vrut să fac departajarea între înțelepciunea ca dar și înțelepciunea ca abilitate născută. Da? Bărbatul acesta vorbea silabisin, da? Nu putea să lege cuvintele, avea un vocabular foarte rudimentar, n-a făcut nici o oră de școală, n-a mers nici o zi la școală, unii copii erau să se bucure acum, da? Da, când au zis de asta. O învățat să citească pe Biblie, o rupt vreo patru Biblii până o învățat să citească, dar când vorbea prin Duhul, avea o înțelepciune care n-a mai întâlnit-o la niciun predicator până acum. Posibil să vină de acum încolo. Deci darul de vorbire despre înțelepciune nu e o înțelepciune născută. Înțelepciunea asta de la Duhul Sfânt nu e una învățată, dobândită prin studiu sau inteligență. Trecem mai departe și să observăm că nu este o înțelepciune drăcească. Da? Adică o iscusință diabolică. Să știți că Biblia în cartea Iacov, capitolul 3, face deosebire clară între înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și înțelepciunea care vine de la diavolul. Înțelepciunea care vine de la diavolul, această înțelepciune diabolică, drăcească, are o iscusință puternică, e foarte ascuțită, să te prindă. O să așeze cuvintele de așa manieră în viața ta,
O să prezinte situațiile în așa contexte încât o să fie foarte, foarte aproape de adevăr, cel rău, dar va avea o chichiță de minciună. Va fi totul perfect. O să zică, du-te la biserică, fă asta. Dar din când în când mai lasă câte o vizionare murdară. Este înțelepciune diabolică. O să te învețe cum să ștergi urmele. O să te învețe cum să nu te prindă nimeni. Da? Înțelepciune diabolică. Vedeți când i-a zis Petru lui Anania, cum ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Acolo a fost o înțelepciune dărăcească. Un sistem prin care, din perspectivă economică, din perspectivă socială, din perspectivă eclesială, din perspectivă bisericească, nimeni nu i-ar fi prins pe ăștia doi. S-au înțeles perfect. Erau familia cu pace. Și totuși au murit. Pentru că aveau la bază o înțelepciune drăcească. Vă rog, în numele Domnului, să vă feriți de o astfel de înțelepciune. Să vă feriți de înțelepciunea în care lucrurile merg bine, dar la bază e păcat. De exemplu, te învață cum să dai plicul cu mită, nu te prinde nimeni niciodată, dar la bază e păcat. Știi cum să scapi, ai metodele, cum să ieși, cum, dacă cumva, îți și prezintă situațiile cum, dacă cumva ești foarte aproape de a fi prins, cum să evadezi, cum să te duci în altă parte, cum să fii într-o altă zonă. Să înțelepciune drăcească. Și departajarea între înțelepciunea de la Duhul Sfânt și cea diabolică, și de ce e important să știm departajarea asta? Pentru că înțelepciunea diabolică e foarte imitatoare, e foarte apropiată de realitatea Duhului. Un criteriu de departajare este că înțelepciunea de la Duhul Sfânt întotdeauna te duce la sfințenie. Niciodată nu-ți permite păcatul, nici măcar într-o semiparanteză a vieții. Hai că excepție, nu. Este înțelepciune diabolică. Dumnezeu nu lucrează cu excepții prin intermediul cărora să te determine să păcătuiești. Satana lucrează cu excepții și îți așează în viață paranteze în care zice, lasă că numai odată se întâmplă asta. Numai odată. Și data aia poate fi o perioadă sau un moment în care ți-ai ratat veșnicia. Nu este o înțelepciune experimentală, cum am vorbit la darul de cunoștință, nu o dobândești prin experiență, prin faptul că ai trecut prin foarte multe contexte interesante în viață. Și acum să vedem ce este. E un dar supranatural al Duhului Sfânt ce se manifestă printr-un mesaj specific, rostit într-un moment specific și prin care se evidențiază întotdeauna înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu este curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de roduri bune. Asta e înțelepciunea lui Dumnezeu, are cele cinci caracteristici, cel puțin acum evidențiate, sunt multe altele, dar am subliniat asta. Și rețineți, când ai darul de vorbire despre înțelepciune, specific. Deci tu nu vorbești general. Primești un mesaj, un cuvânt specific despre o situație, într-un moment, știi clar că atunci trebuie să-l spui, în momentul în care spui acel cuvânt, se vede clar înțelepciunea lui Dumnezeu. Depășește nivelul de inteligență umană de la cel mai inteligent om din istorie. Ce mai este și cum se manifestă ca să trecem mai departe? Este manifestat acest dar printr-o descoperire a lucrurilor tainice, rețineți, din viitorul omului. Ai grijă că mâine la ora 18:25, la a treia intersecție de pe drum, Satana a pregătit un accident. Întrebare. O să te intereseze ce faci la ora 18:25? Dacă crezi. Dacă nu, și-ți bagi joc. Fost care și-au bătut joc și-au murit. Deci nu au vrut să creadă lucrarea Duhului Sfânt. Vreau să vă deschid aici o paranteză importantă. Nu vă așteptați să lucreze Duhul Sfânt cu dumneavoastră dacă nu credeți. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia și pe măsura credinței lui. Păi dacă tu nu crezi că Dumnezeu poate descoperi că mâine, la 18:25, ești la o intersecție și când ești la a treia intersecție, există o mașină și zice culoarea, zice marca și mașina e pregătită de Satana și șoferul l-ai drogat și vrea să te omoare, păi tu n-ai cum, tu îți bagi joc. Tu la 18:25 accelerezi în loc să frânezi. Zic că nu crezi. Eram în Bistrița în 25 octombrie 2021
Și în timp ce predicam, a zis, ascultă-mă ce înseamnă dar de descoperire. Mi-aș dori, ziceam, ca Dumnezeu să ridice dintre voi, eram la o sală de tineret, la Biserica Philadelphia din Bistrița Năsăud, din oraș, mi-aș dori ca dintre voi Dumnezeu să ridice predicatori, proroci, văzători, oameni care primesc dar de cunoștință. Și să te ridici într-o zi și să spui, frate Caleb, ai grijă, fii foarte atent cum conduci, că de aici încolo, când mergi spre casă la kilometru 45, eu am dat un exemplu aparent. Satana vrea să inventeze un accident. S-a terminat slujba, am servit o pizza, că era vremea pandemiei, știți cum era, trebuia să stai la distanță, mâncai prin semne, în fine. Dar asta e. Și dintr-o dată, toți ne-am dus acasă, un băiat din Cluj-Napoca, dacă bine rețin, deloc din biserica, chiar din biserica aceea, nu știu dacă exact pentru seara aceea sau pentru că s-au întâlnit cu părinții, cel mai probabil, a venit la acea slujbă, s-a întors după slujba acasă, se afla cu mai mulți băieți în mașină și în timp ce mergeam spre Cluj, i-a venit ideea la unul care era semi-inteligent, ca să nu zic altfel, așa, să facă drifturi până pe o stradă. Și a venit mașina din contrasens cu drifturi, a făcut stânga-dreapta, și o tras una la mașina din fața mașinii în care se afla fratele ăsta de care vă spun. Arunca mașina aia în șanț. Primul lucru pe care l-a făcut băiatul. Și-a deschis GPS-ul. Pe Google Maps o intrat să vadă câți kilometri sunt de acolo până la biserica din Bistrița. Și câți erau? 45. Asta înseamnă vorbire despre înțelepciune. Și acum mai zice, păi ce contează așa mult? Păi contează. Că dacă el era din mașina din față, un pic contează. Nu numai la bani, putea să moară. Contează. De ce? Se descoperă instant, fără explicație, ceva din viitorul unui om. Darul de cunoștință descoperă trecut sau prezent, darul de vorbire despre înțelepciune descoperă din viitor. Cum se poate întâmpla asta? Printr-o revelație lăuntrică. Duhul Sfânt îi zice unui frate sau unui suror care are acest dar, du-te și spune la cutare omul, nu l-a văzut niciodată, că vreau să fac o lucrare supranaturală în viața lui și zice detalii. Deci lucrarea asta nu vine cu generalități, vine cu o problemă privată. Eram în Deva, mergeam spre Deva, mai precis, sau nu știu exact unde mergeam la evangelizare, și eram cu prietenul meu care mă duc în ultima vreme în misiune și a oprit pe autostradă la o benzinărie Rompetrol. Am intrat că acolo era un KFC și am comandat ceva să mâncăm. Nu mâncăm întotdeauna acolo, numai când ni se mai întâmplă. Dar asta era doar o paranteză. De ce v-am spus detaliul ăsta? Pentru că e important. În timp ce serveam ceea ce am luat, Duhul Sfânt mi-a zis, vezi că vânzătoarea asta are o problemă. Acum imaginează-ți că n-ai văzut-o niciodată, n-ai cum să știi că ea crede și te poți trezi cu vorba adolescenților, cu un hate. Pe lângă altele. Să obișnuiți. Da? Și ce am zis? Nu mă pot duce la ea să-i spun direct că o să deranjez pe oamenii din zonă. Mi-am luat telefonul și am dat zoom pe o notiță în care Duhul Sfânt mi-a zis să scriu așa. Domnul Iisus vă iubește și vă cere să nu vă lăsați prezentul și viitorul afectat de dramele din trecutul dumneavoastră. Repet, n-am văzut niciodată persoana asta. I-am deschis notițele cât mai mari să se vadă, le-am pus ca și cum i-aș cere un meniu, să nu știe nimeni ce am cerut, dat. O citit, i-o dat lacrimile, o intrat în bucătărie și nu mai ieșit. Care era probabilitatea să vină un om care să-și cumpere ce și-a cumpărat cu un altul și unul dintre ei să-i pună un telefon în față în care să-i spună, vezi că ai niște drame. Repet, n-am văzut persoana nici de atunci, nici până atunci. Nu știu de unde e, nu știu nimic despre ea. S-a fost o lucrare supranaturală prin care Dumnezeu i-a vorbit acelei persoane pentru că a vrut să oprească din starea asta de dramă pe care o traversa datorită traumelor din trecutul ei. Spontan se întâmplă, dintr-o dată, nu-ți programezi. Vreau să vă explic ceva aici.
Omul, fratele sau sora prin care se derulează acest dar, nu e mai important decât al frate sau altă soră. Niciodată focusul sau lumina reflectorului n-are voie să cadă pe el. Lumina trebuie să cadă pe Isus. Isus vorbește. Duhul Sfânt descoperă. E planul lui Dumnezeu prin care cineva e salvat de la moarte. Acum, o traumă, zice, e ușor, da? E ușor. Dar imaginați-vă că Duhul Sfânt mi-a zis la un moment dat despre o adolescentă să o rog să-și deschidă cămașa până aici. Un lucru care nu e confortabil pentru mine ca slujitor. Și a deschis cămașa până aici, aici avea urme de lame. Și a zis, ce s-a întâmplat? Ai julit că ai ridicat într-un pom? Am vrut să o ajut. Și a zis, nu. Am luat lamele tatălui meu, că nu mai place viața, s-a vrut să mă omor. Înțelegeți? O descoperire despre o adolescentă care mâine putea să apară la știri și putea să trebuia să o mormântăm și să meargă în iad. Pentru că lucrarea profetică lucrează și se derulează în contexte extreme. Când nimeni nu mai poate să intervină. Când ești la limita limitelor și ești aproape să te arunci în prăpastie sau te aruncă alții. Când ești cu mâna pe clanță și vei să o deschizi și drumul aduce la iad. Se derulează o descoperire prin Duhul Sfânt. Supranaturală. Vine într-un mod spontan din partea Domnului prin cuvânt. Uitați-vă să deschidem la Luca 21, cuvântul Domnului. Luca 21, de la 14 la 15. Ca să vedeți că acest cuvânt de înțelepciune se derulează pentru cei ce sunt ai Domnului și chiar Domnul Iisus Hristos a vorbit în prealabil despre el. Da? Zice așa. Veți fi dați pe mâinile neamurilor, da? Un neam se va scula împotriva altui neam, Luca 21 cu 10, o împărăție împotriva altei împărății, pe alocuri vor fi mari cu tremure de pământ, foame, ciumă, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer, dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Uitați ce spune versetul 14. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte, e spontan mesajul, ce veți răspunde. Căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Vă voi da o gură, adică un limbaj, și o înțelepciune, asta vine instantaneu, căreia, deci împotriva acestui dar de înțelepciune, nu va putea răspunde nimeni împotriva acestui dar. O înțelepciune legată de care nimeni nu va avea niciun cuvânt de spus. Toți potrivnicii vor intra pe mod. E un dar de vorbire despre înțelepciune. Prin priceperea aceasta care vine de la Duhul Sfânt, extraordinară în vorbire, poți ieși dintr-o criză, da? O criză pe care nu poți dar la o parte altfel. Se întâmplă că în jurul tău se creează un scenariu dificil. Toți oamenii abia așteaptă să vadă ce zici tu. Și atunci, în momentul acela, Duhul Domnului coboară peste tine și primești un cuvânt de la Duhul Sfânt, un cuvânt care efectiv te scoate afară. Din toate problemele alea, efectiv, ești, nu pasma curată, ești curat, că așa ești, și Dumnezeu îi face pe toți să închidă gura. Ne uităm la acest pasaj. Luca 12 cu 11, da? Ascultați ce spune cuvântul Domnului foarte clar. Versetul 11. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânitorilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră. Nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Este un caz real, era un frate păstor într-o biserică, a fost prezent acolo, nu vă spun unde că mi-e bine așa. Și era o seară de rugăciune cu mai mulți tineri. Păstorul acesta mi-a spus o situație prin care trece, o situație grea, generată de niște oameni nepocăiți dintr-o biserică pe care o slujea. O situație care a ajuns până la caz de tribunal.
La ultima rugăciune. Duhul Sfânt a vorbit printr-o tânără care are sub 25 de ani, dacă bine știu, și a zis, așa vorbește Domnul, slujitor al meu, în viitorul apropiat. Nu știa nimic despre cauză, ne-a rugat pentru ea, nimic nu știa. În viitorul apropiat vei fi dus în fața oamenilor, nu te teme ce o să zici. Pentru că îți voi da o înțelepciune încât gura dușmanilor tăi vor fi, gura va fi închisă. Aleluia! Să vină instantaneu, nu te poți... Deci, darul ăsta nu e un dar regizat. Niciodată n-are de-a face cu regizarea. Să te gândești ce zici, cum spui, ce faci, cum reacționezi. Nu. N-are de-a face cu nimic păcătos. E împotriva oricărei rațiuni. Vine instantaneu. Nu te poți gândi la asta. Nu știu cum ți se pun cuvintele alea în minte și vin rostite prin gura ta. E o lucrare supranaturală legată de viitorul tău. Pentru că de ceea ce spui tu depinde viitorul tău. Scapi sau nu? Ești binecuvântat sau altfel, da? Ești dintr-o criză. Cum se mai manifestă? Prin sfaturi sau îndemnuri. În mod normal, tu vorbești cu un om, da? Și în timp ce vorbești, tu îi spui exact ce trebuie să facă. Și zici, bă, dar asta de unde știu? De unde știu că eu trebuie să fac asta, asta, asta? Trebuie să mă duc acolo, să mă duc acolo? De unde știu? Tu nu știi nimic. Tu vorbești natural, tu vorbești ca și cum ai vorbit de obicei, dar prin tine, prin gura ta, dacă ai acest dar și vrea să se manifeste Duhul Sfânt prin tine, prin darul acesta atunci, tu spui cuvinte înțelepte, de o înțelepciune supranaturală, spontane vin și dintr-o dată omul a iluminat. Și mă uită, am aflat ce trebuie să fac. Exact asta e soluția pentru problema prin care trec eu. Vine dintr-o dată, instantaneu. Un îndemn, se spui, uite, fă asta, intră dincolo, mergi, fă asta. Nu știu cum. Vine vrea Duhul Sfânt. Cum se mai poate manifesta? Printr-o voce audibilă. Noi intrăm acum în detaliul acesta, puteți să vi-l notați. Dacă doriți chiar aceste PowerPoint-uri, pot să le dau fratelui Doru și să vă le distribuie, nu-i problemă. Numărul 16, de la 43 la 44, da? Duhului Dumnezeu a venit dintr-o dată și pe lângă Moise au mai fost încă 70 de bărbați al lui Israel care și ei au început să prorocească. Zice, Duhul lui Dumnezeu de peste Moise a fost mutat peste ei. Și au început să spună, păi cum, prorocesc ăștia neacreditații? Adică nerecunoscuți încă? Nu că nu erau recunoscuți de Moise. Moise a zis, mă rog ca tot poporul să fie format numai din proroci și să vorbească Duhul Sfânt prin ei. Înțelepciune. Și Dumnezeu poate lucra și azi. Rămâi conectat la vocea lui Dumnezeu și ascultă pe Dumnezeu cu foarte multă atenție, cu foarte multă atenție. Aș vrea să trecem la un alt dar. Și acum o să vorbim despre darul vorbirii în limbi. Am suferit prea mult pentru subiectul ăsta ca să nu-l iubesc mai mult ca altul. Da, recunosc că îmi place subiectul și o să-mi placă în continuare. Cât trăiesc, Doamne ajută, n-a zis amin. Da. Darul vorbirii în limbi este în același câmp de darul de inspirație, acea categorie de darul de inspirație, pe lângă care mai e și darul prorociei și darul tălmăciei limbilor, da? În această zi o să vorbim puțin despre faptul că acest termen sau această expresie, acest concept de vorbire în limbi apare de mai multe ori. Uitați-vă că vorbirea în limbi în Biblie apare de 24 de ori, da? Pentru prima dată apare Marcu 16 cu 17, până la ultima apariție 1 Corinteni 14 cu 39. Sub următoarele expresii, limbi noi, Marcu 16 cu 17, limbile, 1 Corinteni 14 cu 22, partea A vorbit în alte limbi, fapte 2 cu 4, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Fiți atenți, au început, n-au terminat, da? Au început, da? Doar au început. Se termină numai când murim, Doamne ajută. Apoi a vorbi în limba lui, auzim pe ei vorbind în limba noastră, fapte 2 cu 6, versetul și versetul 8, aici facem o subliniere. Îi auzim pe fiecare dintre ei vorbind în limba noastră. Întrebare. Cine vorbea în alte limbi? Sau cei ce vorbeau în alte limbi erau evrei sau nu? În fapte 2. La 50.000 erau toți evrei, da? Erau aproximativ 120 de frați și surori. Nu doar frați, și surori. Pentru că și surorile puteau avea darul vorbind în limbi. Doamne ajută. Oricine să fie, da? Cum vrea Duhul Sfânt. Ok? Toți erau evrei. Întrebare. Când Petru, de exemplu, a început să vorbească în limba macedonienilor, știa el limba asta? Nu știa. Pentru ăștia care zic, păi ce vorbești în alte limbi și nu știu ce vorbești? Păi, mă, prietene, nicăieri în Biblie nu găsim o vorbire în alte limbi și cel ce o vorbește să o cunoască. Da? Înțelegeți?
Chiar dacă altul o cunoaște, da? De exemplu, era în Albini un caz, este un caz real întâmplat în contemporaneitate, în vremea noastră, cum vă maxim 10-15-20 de ani, în care a intrat un bătrânel. S-a așezat pe banca lui, nu știu care era, a treia, a patra din față începând, și lângă el a rămas un loc liber. Și un străin, nu știu, chinez să fie, da? Din zona respectivă, asiatic oricum, da? S-a așezat, l-a adus omul de ordine, l-a dus lângă el. Chinezul nu știa bobă de limba română, bătrânel nu, cine să știe chineză? Știți că vorbea ești chinez? Vorbește chineză? Înțelegeți? Cine să știe? Nimic nu știa. Da? S-a terminat, binecostat omul, știți? Că la rugăciune pentecostală nu toți rezistă. Unii se topesc. În fine, bine ar fi să plece toate duhurile la rugăciunile pentecostale. Amin? Doamne ajută. Da? Și bătrânelul, în timp ce se ruga, vorbea în limba lui. A chinezului, a asiaticului. Și îi spunea ce trebuie să facă, îi spunea detalii, detalii. Asta s-a întâmplat în Biserica Pentecostală Albinii, de pe strada Septimie Albinii, Cluj-Napoca, nu Noua Zeelandă sau în alte părți. Cluj-Napoca, da? Și nu-i singurul caz despre care am auzit. Deci e un caz în care bătrânelul vorbea în limbi, limba pentru el pe care o vorbea nu o cunoștea, dar limba era traductibilă, era o limbă de circulație internațională, el niciodată nu a avut tangență cu limba aia și a început să vorbească. În timp ce eram la stăruință la Biserica Betania, da? Noi avem de două ori pe an, prin harul Domnului, două săptămâni de stăruință, în care se mărturisesc frații, surorile, toți care vor să vină la stăruință, apoi urcă pe platou peste 100 aproximativ și tot stăruie și Duhul Sfânt îi botează pe care decide să vii să fie Duhul Sfânt pentru asta. Da? Eu am auzit cu urechile mele, vorbind fluent, o persoană care nu știa nici măcar să zică yes sau no, în limba engleză. Fluent. Dar, repet, el care vorbea în limba engleză n-a învățat limba engleză la școală. Deci nu veniți să spuneți că vorbiți în limba portugheză și a fost din... Nu. Da? Pare rău. Știi, din altă parte. Da? Nu. Nu despre asta e vorba. Că mai este câte unul care spune eu știu spaniolă. Păi, prietene, spaniola o știi pentru că ai învățat-o. Dacă vorbește Duhul Sfânt prin tine, va vorbi printr-o limbă care, chiar dacă e traductibilă, tu nu o vei cunoaște. Da? Și, în mod normal, limbile care vin de la Duhul Sfânt nu sunt cunoscute. O să intrăm în detalii, da? În detalii despre asta. Apoi expresia felurite limbi, 1 Corinteni 12, versetele 10 și 28, și apoi expresia din 1 Corinteni 13 cu 1, limbi omenești, respectiv limbi îngerești. Trecem mai departe. Aici am vrut să vă descriu doar terminologia. Ce înseamnă darul vorbirii în alte limbi? Darul vorbirii în alte limbi este un dar al Duhului Sfânt de actualitate. Nu s-a încheiat toată cu Sfinții Apostoli. Există și azi. Există și azi. A zis amin și n-am auzit? Amin. Slăviți să fie Domn. Uitați-vă ce zice mai departe, ce vreau să vă spun. El se manifestă prin Duhul, acolo unde credincioșii caută cu stăruință botezul cu Duhul Sfânt. Dacă tu nu crezi, repet, nu o să se întâmple niciodată în viața ta. Dacă tu ironizezi, dacă tu bajocurești, dacă tu faci asta numai ca să scoți în evidență că ar fi o deviație de la doctrina biblică, să știi că niciodată nu o să vorbești în limbi. Vă mai spun ceva care trag un semnal de alarmă. Să vă ferească Dumnezeu vreodată în viață să imitați vorbirea în limbi. Vorbesc în limbi de la 9 ani prin harul Domnului. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Din anul 1995. Niciodată nu mi-am permis să iau un carnețel, să iau telefonul sau un alt mijloc prin care să scriu și să scriu pe litere ce am vorbit în limbi. Niciodată nu mi-am permis să mă înregistrez. Niciodată nu mi-am permis să vorbesc când vorbesc cu cineva și să spun, vezi că vorbesc în limbi așa. Duhul Sfânt nu e în buzunarul meu. Duhul Sfânt nu-i proprietatea mea. Botezul cu Duhul Sfânt nu-i datorită mie. Botezul cu Duhul Sfânt e darul lui Dumnezeu. Vorbirea în alte limbi este o manifestare supranaturală a Duhului Sfânt peste mine când coboară. Știți de ce sunt bucuros că vorbesc în limbi? Că simt că Duhul Sfânt e peste mine. Și acum îl simt. Eu am un semn cu Dumnezeu prin care îl simt pe Duhul Sfânt când coboară pentru o manifestare elocventă, la nivelul umerilor simt un fior. Și acum l-am simțit. Pentru că Duhul Sfânt e prezent aici. Și Duhul lui Dumnezeu nu are voie să fie imitat.
Feriți-vă vreodată să vorbiți în limbi ca alții. Să vă ferească Dumnezeu să ziceți, am auzit că ăla vorbește așa în limbi. Nu repeta! E o lucrare sfântă. Să nu-i joacă de copii. Mă tem tare pentru oamenii care imită vorbirea în alte limbi. Nu numai pentru că hulesc și pot să ajungă să-L hulească pe Duhul Sfânt, ci pentru că se joacă cu o lucrare sfântă, foarte sensibilă. Nu primești nimic de la Duhul Sfânt, nu zici nimic. Nu ai claritatea, n-ai siguranța că Duhul Sfânt a coborât peste tine să zică ceva printr-o vorbire în alte limbi, nu cumva să imiți ca să impresionezi. Nu cumva. Ferească Domnul. Ce înseamnă darul vorbirii în alte limbi? Este o înzestrare divină de a vorbi, de a cânta sau de a te închina, respectiv de a te ruga. Vedeți că vorbirea în alte limbi nu e doar rugăciune. În clasa 8-a, înainte să fie organizat banchetul de final de clasa 8-a, eram în biserica din Albini într-o seară de luni, și acum mi-amintesc. Atunci noi ne strângeam tinerii sub balconul din partea surorilor, cum era atunci configurația clădirii. Eram pe a doilea rând și m-am pus în genunchi, al doilea loc. M-am pus în genunchi foarte sincer, întrebător în fața lui Dumnezeu, dacă e de acord ca eu să mă duc la banchetul de clasa 8. Și vedeți cât de clar vorbește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mi-a dat o cântare pe care am cântat-o în șoaptă, așa, cu voce scăzută, ca să nu impresionez pe nimeni, pentru că atunci când vorbește limbi, nu-i niciodată vorbirea în alte limbi mijloc de impresionare. Și e o manifestare a puterii lui Dumnezeu. E o forță. E o putere a Domnului. Și cântând în alte limbi, am primit o cântare într-o limbă pe care nu o cunosc, n-am cunoscut-o, și la distanță de câteva secunde sau fracțiuni de secundă am primit tălmăcirea acelei cântări, prin care Duhul Sfânt mi-a zis mie, nu trebuie să te duci la banchet, pentru că dacă te vei duce, o să mă pierzi și o să ai o mare pierdere. Viitor. Ce credeți, că am fost la banchet? Nu m-am dus. Deci Duhul lui Dumnezeu trebuie să-ți vorbească ție prin acest dar, dacă este dar cu rol de a transmite o informație. Vedem imediat, da? Să cânți în alte limbi. E o cântare care, nu știu cum să vă explic, sunt momente în care mă duc într-o biserică, nu știu de ce face asta Domnul, îmi dă harul ăsta, nu-l merit cu siguranță. Cântă cineva aici în față, da? Cântă la biserică în față, eu stau pe bancă și în șoaptă primesc cântarea în alte limbi, care are traducerea în față. Și ce e interesant, terminațiile versurilor rimează. Nu pot să vă explic cum. Ce simt atunci e ceva extraordinar. E o putere, e o forță, e o bucurie, e o pace, e o liniște, e o prezență a Duhului. Da? Deci nu uitați că prin vorbirea în alte limbi poți vorbi, te poți ruga, poți cânta sau poți te închini. Da? Credincioșii care au acest dar de la Duhul Sfânt pot primi în mod instantaneu un mesaj de la Dumnezeu care poate fi destăinuit bisericii prin darul tălmăcirii limbilor. Da? Haideți să vorbim acum despre funcția vorbirii în alte limbi, da? Și să observăm că are câteva roluri vorbirea în alte limbi, la nivel general vorbind, da? Și apoi o împărțim în două. În primul rând, prima funcție este ca semn al botezului cu Duhul Sfânt. Fapte 2 cu 4, fapte 10 cu 4, 6. Se poate opri apa pentru aceștia care au fost botezați cu Duhul Sfânt ca și noi? De ce? Căci ei auzeau vorbind în alte limbi. Fapte 2 cu 4 zice și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dă Duhul să vorbească. Celelalte încă 3 cazuri din Faptele Apostolilor, pentru că sunt 5 cazuri de botez cu Duhul Sfânt, toate celelalte 3 implică vorbirea în alte limbi. O să mă întrebați de unde știți că Saul din Tars a vorbit în limbi. Fapte 9. Păi Sfântul Pavel zice 1 Corinteni 14 cu 14. Eu vorbesc în limbi mai mult decât voi? Toți. Cum nu vorbit în limbi? Fapte 8 în Samaria. De unde eu știu Saul, Simon Magul? De unde eu știu că Duhul Sfânt s-a dat la ăștia? Pentru că a văzut, zice, când a văzut că Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, care erau dintre neamuri, din Samaria, atât de puternică a fost convingerea lui Simon Magul, încât a zis, mă, este imposibil să nu fie botezul cu Duhul Sfânt, de ce? Am auzit ceva informații, am auzit. Și a zis, dați-mi și mie puterea, ăsta era vreo să facă business din Duhul Sfânt, dați-mi și mie puterea peste oricine îmi pun mâinile, să primească Duhul Sfânt. Încălca câteva criterii. Criteriul numărul 1. Nu oricine primește Duhul Sfânt.
ca să primești Duhul Sfânt, trebuie să fii născut din nou, trebuie să-ți fie iertate păcatele, trebuie să ai o viață nouă și trebuie să-L mărturisești pe Hristos în viața ta, dacă se poate prin apa botezului, dar nu neapărat. Poți fi botezat cu Duhul Sfânt și înainte de a fi botezat în apă. Dar nu poți fi botezat cu Duhul Sfânt fără să fii născut din nou. Fără să fii convertit, fără să ai o viață nouă. Nu se poate. Chiar dacă astea trei se întâmplă, naștere din nou, convertire, da? Și iertarea păcatelor, cu o secundă înainte de botezul cu Duhul Sfânt, se întâmplă înainte, nu deodată. Foarte important. Peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Mai încălca un criteriu, Duhul Sfânt e dar. Nu se dă pe bani. Și ce a zis Sfântul Petru? Banii tăi să? Pentru ăștia care zic că sfinții nu vorbesc așa. Să credeți voi. Banii tăi să piară împreună? Păi mă fior, mi-e frică să zic ce a zis. Împreună cu tine. De ce? Pentru că ai crezut că darul Duhului Sfânt poate fi cumpărat cu bani. E dar, e gratis, e de la Duhul Sfânt, e de la Dumnezeu. Nu poate fi cumpărat cu bani. Deci reține, semnul botezului cu Duhul Sfânt este prima funcție a vorbirii în alte limbi. Apoi, modul de a vorbi taine cu Dumnezeu, 1 Corinteni 14 cu 2, haideți să citim pasajul, e foarte important ca să facem o departajare clară între vorbirea în alte limbi ca rugăciune privată și vorbirea în alte limbi ca dar al Duhului Sfânt. Versetul 2, în adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci vorbește lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege, 1 Corinteni 14 cu 2, ci și cu Duhul El spune taine, pe când, în contradicție sau în comparație antagonică, cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, se zidește sau zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în altă limbă, adică are prioritate în manifestarea în biserică, nu neapărat că e mai cu așa, ci are autoritate și are prioritate că trebuie să transmită un mesaj. Afară numai dacă cine vorbește în alte limbi este tălmăcit, da? Pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu n-am va aduce nici descoperire? Uitați ce trebuie să transmit un mesaj de la Dumnezeu. Descoperire, cunoștință, prorocie sau învățătură. Ce vine de la Dumnezeu trebuie să intre cel puțin în aceste patru domenii. Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o lăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu lăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți atunci parcă ați vorbi în vânt? Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși, nici una din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă răvniți după darul duhovnice, să căutați să le aveți din belșug, uitați-vă care e regula, din belșug, în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea, cine vorbește în altă limbă, să se roage, să aibă și darul, să o tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea, opa, mintea mea e fără rod. Ce este dar de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, vedeți, cântarea prin Duhul, în alte limbi, dar voi cânta și cu mintea. Alminteri, dacă aduci mulțumire cu Duhul, cum va răspunde amin? Vedeți care e regula? Când zici ceva bine, biserica trebuie să zică amin. Asta e regula, da? La mulțumirile pe care le aduci tu, ce lipsit de darul care este, care el nu știe ce spui. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, în Corinteni 14 cu 18. Dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Amin. Ajută-ne, Doamne. Observați că Biblia zice, 1 Corinteni 14 cu 2, a vorbit taine, ceva necunoscut. 1 Corinteni 14 cu 4, a vorbit pentru ziderea bisericii. Sunt două funcții diferite, o să vedem imediat. Apoi, o altă funcție este că îi mulțumești lui Dumnezeu. 1 Corinteni de la versetul, capitolul 14, versetul 15, la 17, cum am spus deja. Apoi, prin vorbirea în alte limbi, e un mijloc prin care Dumnezeu transmite mesaje. 1 Corinteni 14, de la 12, am citit, la 13, da? Acestea sunt funcțiile. Observăm din text că există o aparentă dilemă. Odată Pavel zice, poți să vorbești
Odată zice, nu vorbi dacă n-ai tălmăcire. Ce face? Mă înțelegeți ce zic? Deci în versetul 2 zice așa, în adevăr, cine vorbește în altă limbă, adică oricine, se zidește pe sine însuși, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. El se zidește pe sine însuși. Când zice cine, asta înseamnă oricine. Pasajul din capitolul 12 ne spune altceva și zice așa. De pildă, da, ascultați ce spune Biblia, altuia ei se dă puterea să facă minuni, altuia prorocia, da, altuia deosebirea duhurilor, altuia, adică nu oricui, altuia felulitele limbi. Trecem mai departe la versetul 30, unde unii din religii asemănătoare cu a noastră ne cam ironizează din cauza asta, dar rezolvăm dilema, nu-i problemă, și spune așa, oare toți sunt apostoli? Aici sunt slujbe. Oare toți sunt proroci? Slujbă de proroc. Oare toți sunt învățători? Slujbă, nu. Toți sunt făcători de minuni, deja darul de a face minuni, toți au darul tămăduirilor, toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc? Răspunsul categoric este nu. Cum rezolvăm dilema? Ori poate oricine să vorbească în limbi, ori numai unii. Pasajele cele două ne obligă să înțelegem că vorbirea în alte limbi are două dimensiuni distincte. Prima dimensiune este rugăciunea în alte limbi privată, te rogi tu pentru tine, te zidești pe tine însuți, spui taine cu Dumnezeu, Duhul tău vorbește cu Dumnezeu, e un cod securizat, nimeni nu-l știe, da? E pentru tine privat. Culmea că deși tu nu înțelegi pe tine, te zidește sufletește, se lucrează supranaturală de Duhului Sfânt. Și a doua dimensiune este dimensiunea în care, dacă dai click, te rog, este vorbirea în alte limbi ca dar al Duhului Sfânt. Două dimensiuni diferite. Pentru ca să fii botezat cu Duhul Sfânt, tu și eu, noi toți, trebuie să vorbim în limbi la nivel de rugăciune privată. Sunt momente în care stai lângă cineva care vorbește în limbi și abia l-auzi ce zice. Nu neapărat trebuie să-l audă cineva. El trebuie să fie convins. El trebuie să fie sigur. Vorbirea în limbi, prin el, trebuie să fie foarte clară. Dar a doua dimensiune este vorbirea în alte limbi când Duhul lui Dumnezeu vine peste cineva cu dar să transmită o informație care va fi interpretată de el sau de altcineva prin darul tălmăcirii limbilor. Și acum să trecem puțin la vorbirea în alte limbi ca rugăciune. Luăm pe rând fiecare, da? Vă spuneam deja, este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Această vorbire în altă limbă este disponibilă pentru toți credincioșii născuți din nou, rețineți, apoi este un mijloc de comunicare a credinciosului cu Dumnezeu, 1 Corinteni 14 cu 14, mai departe te rog, uitați-vă că această vorbire în limbi te zidește personal pe tine care te rogi, 1 Corinteni 14 cu 4, există o criteriu de departajare, direcția în care lucrează această vorbire în alte limbi este așa, direcția în care se manifestă vine dinspre credincios, prin Duhul Sfânt spre Dumnezeu. Rețineți, dinspre credincios, adică ce înseamnă dinspre credincios? Duhul lui Dumnezeu coboară peste credincios, el, credinciosul, dă acordul vorbirii în alte limbi, pentru că Biblia spune Duhul prorocului este supus prorocului, nimeni nu vorbește așa că tot trebuie să vorbească, nu intră în transă, nu cei care vor să ironizeze, să spună că noi lucrăm cu New Age, cu lucrări satanice, că noi repetăm cuvinte, că vrem să imităm, să stea un pic pe mut și să realizeze ce le spunem acum, da? Trebuie să înțeleagă faptul că noi nu simulăm o lucrare, nici măcar una omenească, dar aminte una satanică. Noi lăsăm pe Duhul Sfânt să vorbească prin noi, Duhul ne dă cuvintele, mintea devine fără rod pentru că acele cuvinte nu sunt rezultatul minții noastre, a rațiunii. Orice om care vorbește, în mod normal, înainte gândește. A zis amin? Amin. În momentul în care lași pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt produce niște cuvinte care nu sunt ale tale. Le primește la Duhul Sfânt. Le vorbești. Minunea e că dacă ai experimentat asta, ai pace. Treci printr-o situație dificilă, nimeni nu se poate rezolva. Situația nu are soluție la oameni. Te rogi, vorbești în limbi, ești bucuros. De ce?
Tu știi unde ești, știi că mocheta asta e de culoarea asta. Știi că lângă tine e un stativ, știi că e o Biblie, știi exact ce e în jurul tău. Nu intri în domenii în care îți pierzi memoria, nu te intri într-o zonă în care nu mai știi ce faci, nu. Ești foarte, foarte în depline facultăți mentale. Poți să te controlezi. Dacă vezi că deranjează pe cineva, poți să zici mai în șoaptă. Deci tot e controlat de tine, pentru că îi dai acordul Duhului Sfânt în măsura în care vrei să lași pe Duhul să se vorbească. Da? Și uitați-vă, vine direcția dinspre credincios care prin Duhul vorbește spre Dumnezeu. Mesajul acestei vorbiri în alte limbi este un mesaj ascuns. Pentru că oamenii și mintea celor care vorbesc în limbi, în momentul acela, 1 Corinteni 14 cu 2, este fără rod. E un mesaj ascuns și pentru Satana. Aici asta deranjează foarte mult pe mulți. Dar vă spun clar că așa e. Rețineți ce vă spun. Mesajul pe care diavolul nu-l poate intercepta, pentru care ai supărat foc pe predicatorii care vorbim despre vorbirea în limbi, este mesajul vorbirii în alte limbi. Spui taine cu Dumnezeu. Taină înseamnă ascuns. Și dacă Dumnezeu vrea să fie ceva taină, vă spun că nimeni nu poate să o descopere. Ce face Dumnezeu să fie taină, taină rămâne. Slăvit să fie Domnul. Așa că tu, în mod privat, te rogi și dintr-o dată, prin tine, Duhul lui Dumnezeu mijlocește. Un avion ar fi trebuit să coboare cu o bombă deasupra Oceanului Atlantic. În avionul acela este mama ta. Tu ești în camera ta, ești în genunchi și te rogi. Și în timp ce te rogi, vorbește în limbi. Și Duhul Sfânt zice, pentru că Duhul are rolul acesta de mijlocitor, Romani 8 cu 26 și 27, Duhul Sfânt zice Tatălui și Fiului, nu lăsa ca acest avion să detoneze și bomba să aibă putere să cadă, pentru că acolo există o pocăită. Tu zici ceva în altă limbă și zici, prin Duhul, e mama mea, vreau să mai trăiască. Și avionul nu e dezmembrat deasupra oceanului și ajunge teafără avionul la mal, pe partea alaltă, ajunge pe pista de aterizare. De ce? Un băiat sau o fată? Un bărbat sau o femeie? O stat în genunchi? Poate a fost la volan. Și în timp ce s-a rugat, a vorbit ceva ce nu a înțeles. Dar o simți că ceva are foarte mare impact. O zis, mă, ceva cum se întâmplă. Era Duhul lui Dumnezeu. Sunt o grămadă de oameni care au fost salvați de la moarte pentru că cineva a avut timp în mijlocul nopții să se roage. Știți care e cea mai mare bucurie pe care o am? În ultimii ani, când aud că cineva se roagă pentru mine. În fiecare dimineață, cam de 3 ani, pe la ora 6-7 dimineața și la 5 uneori, un bărbat din România, nu vă spun nici localitatea, nimic, detalii, îmi trimite un mesaj cu niște mâini pe WhatsApp. Nu există dimineața în care să nu-mi trimită. Mi-a spus acum 3 ani, să știi că în fiecare zi o să mă rog pentru tine. Ce credeți, îmi doresc ca acest bărbat să vorbească în limbi? Îmi doresc. Îmi doresc ca în timp ce sunt în călătorie, în timp ce sunt la școală, în timp ce Satana vrea să îmi indenteze un sistem în care să mă calumnieze, să mă bajocorească, să-mi facă nu știu ce, și eu să reacționez greșit ca om, să fie Duhul care mijlocește pentru sfinți. Știți cum mijlocește Duhul pentru sfinți? După voia lui Dumnezeu. Niciodată după voința noastră umană, niciodată după cum ne gândim noi, cum ne dorim noi, nu, ci cum dorește Duhul Sfânt. E un mesaj criptat, nimeni nu-l poate intercepta, decât dacă Duhul decide să transforme acest tip de vorbire în alte limbi într-o vorbire ca dar. Și atunci transmite informația prin tălmăcirea limbilor. Da? Are caracter privat această vorbire în alte limbi, neavând rolul de a se manifesta în public în cadrul serviciilor bisericii, decât dacă are putere sau rol de eliberare. Cu ce vreau să spun asta? Ascultați ce spune Biblia. Da? Dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Dar întrebare, dacă zici 5 cuvinte în altă limbă, ați înțeles ce vreau să zic? Sfântul Pavel nu zice când vă rugați în public, când vă rugați deodată, să nu cumva să aud că careva vorbiți în limbi. Nu asta zice Sfântul Pavel? Nu asta zice? Sfântul Pavel zice așa. Când faceți o slujbă publică, slujba aceea publică, normal trebuie să fie în limba în care vă ascultă oamenii. Dacă aș vorbi aici
În engleză, nu ca știi, dar dacă aș vorbi, care, câțiva mă să înțelege, nu toți. Ce soț sens ar avea? Dacă ar fi aici doar suedez, nu ar fi normal să am un traducător lângă mine. Logic. Că ar fi vorbesc cu pereții. Nu că nu poate Dumnezeu să lucreze așa, supranatural, dar nu, asta e ideea. Da? Și atunci ce zice Sfântul Pavel? În momentul în care vorbești în alte limbi, ca rugăciune privată, lasă-ți rugăciunea privată. Nu te ruga în alte limbi mai tare ca toți, să arăți că tu ești botezat cu Duhul Sfânt. Dar există excepții în care în timp ce slujești, în timp ce te rogi public, individual și ești efectiv un reprezentant al bisericii pentru Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu și în timp ce te rogi, Dumnezeu îți poate da, dacă ai acest dar, să vorbești în alte limbi și imediat după ce ai vorbit în alte limbi, foarte scurt, nu lung, să primești tălmăcirea. Eram în biserica Betania, la o zi de cina Domnului și frații au găsit de cuvință să mă pună să mă rog, nu mai știu, pentru pâine să rodul viței. Și în timp ce mă rugam, am primit o vorbire în alte limbi. Semnul că nu vorbești de la tine este că biserica se înflăcărează. Este că biserica se ridică, se transformă. E o lucrare a Duhului. La final de program, o soră care era de religie baptistă m-a așteptat și mi-a zis, frate Caleb, când te-ai rugat în alte limbi, am fost eliberată de un duh de frică. Înțelegeți? Dormeam seara cu becul aprins. Nu că eram în Suedia unde se pune geamul luminii. Nu, ați înțeles. Nu puteam dormi decât cu becul aprins. Aveam senzația că cineva e în camera mea. Mi-era frică. Când ai rostit acele cuvinte care nu le-am înțeles, era pe ultimul rând sora și m-a așteptat. Am fost eliberată de un duh de frică. Pentru că atunci când e Duhul lui Dumnezeu în lucrare, Duhul lui Dumnezeu are capacitatea să aducă și eliberare prin sângele lui Iisus Hristos, atunci când vorbirea aceea în alte limbi este o poruncire a Duhului împotriva unui Duh rău, a Duhului Sfânt împotriva unui Duh rău. Când Duhul poruncește. Știți când a zis la Valea cu oase, oase uscate, ascultați? Cuvântul Domnului. Ezechiel a vorbit de la Duhul Sfânt prin dar de descoperire. Și a zis, procește Ezechiel și poruncește oaselor acestea să învie. Am prorocit cum mi se porunci, se zice Ezechiel, și am văzut cum oasele se unesc unele lângă altele. Tendon lângă tendon, se formează palma, se formează mâna, se formează mai departe întreg corpul și au fost trupuri moarte întinse la pământ. Și am zis, Duhule, vino, vino din cele patru vârturi și suflă peste oamenii aceștia să învie. Și am văzut cum a fost așezată carne peste ei, a fost așezată piele, aveau și vene, dar n-aveau sânge în ei. N-aveau sânge în venele acelea. Și când Duhul a suflat peste oasele acelea uscate care erau trupuri întregi, am văzut cum au început să miște. S-a produs o mișcare și au început să fie o oaste mare. De ce? Duhul lui Dumnezeu este singurul, împreună cu Domnul Iisus și cu Dumnezeu Tatăl, care are putere să aducă viață în mijlocul morții. Are putere să învieze un om care e dependent de anumite lucruri care îl duc la moarte. Să-l transforme și să-l libereze. Și zic din toată inima, lucrează Duhul Sfânt. Această vorbire în alte limbi privată este o vorbire disponibilă pentru orice om. Pentru orice om. Și este o vorbire care trebuie neapărat să înțelegem care e direcția ei. Se manifestă și ar trebui să se manifeste toată viața. Vă dau aici un caz. Știi cazul care nu pot să nu vi le spun. Un frate dintr-o biserică din Cluj m-a chemat la mămica lui. Era o bătrânică de vreo 85 de ani. Când a intrat în casă, m-am șocat. Bătrânica nu l-a recunoscut. A zis, tu cine ești? Atât de adânc a afectat o boală pe care o avea, încât nu mai recunoștea pe oameni. Acum, eu trebuia să-i dau cina Domnului. În mod normal, după rațiunea mea, nu i-aș fi dat. Cum? Dacă e inconștient, cum să-i dau cina Domnului? L-am întrebat pe băiatul dumneaei, v-a cerut dumneaei să veniți cu cina? A zis, da. Am luat Biblia, avea o Biblie veche, mare, ținută aproape de cap, femeie care era dedicată lui Dumnezeu din toată viața ei, de mic a fost la biserică și chiar a trăit cu Dumnezeu. Când am deschis Biblia și am preunat mâinile, am zis, bă, dar femeia asta n-are chiar probleme psihice. Am citit din Biblie
Și a simțit că e marcat de cuvântul lui Dumnezeu. Nu i-am cerut să se pună în genunchi. O mână de om, doar niște oase, părea că e. S-a așezat în genunchi, cu coatele peste pat. Și când a început să vorbească în limbi, m-a trecut un fior. A zis, Caleb, cu toată logica ta, pune un pic pe pauză și dă-i cina. Mi-am dat seama că această femeie a pierdut multe viață. Și-a pierdut sănătatea și-a pierdut multe lucruri care poate să le identifice. Nu mai avea vederea de altă dată. Nu-și mai recunoștea băiatul. Dar nu l-a pierdut pe Duhul Sfânt. Pe ea Duhul Sfânt o recunoștea. Avea o relație strânsă cu Dumnezeu. I-am dat cina și am plecat bucuros de acolo. Și am zis, este ca o eroină. E un exemplu de om adevărat. Care poate mai are câteva zile de viață, câteva luni, câțiva ani. Dar nu l-a pierdut pe Duhul Sfânt. Foarte important, dragii mei, să nu-ți pierzi conexiunea cu cerul. Poți să pierzi foarte multe în viață. Să vină situații în care o să pierzi bani, oameni, persoane, anturaje. Să nu pierzi pe Duhul Sfânt. Să vină diavolul și o să încerce să te atace prin faptul că vei pierde anumite lucruri care le meriți, care sunt ale tale. Și o să-ți zică diavolul, dă-l în tribunal. Fă-ți dreptate. Atacă-l. Fă-i plângere penală. Arată-i tu cine ești. Dacă ești cu Duhul lângă tine, Duhul o să se joptească în șoapte, așa în liniște, și o să-ți zică, nu-l da în tribunal. Suferă paguba. Pentru că Duhul o să zică, ce alegi? Pierzi banii sau mă pierzi pe mine? Și Duhul o să-ți mai zică, tu nu mă crezi pe mine că poți să-ți dau mult mai mult decât poți să câștigi dacă ți-ai partea ta. Duhul lucrează tainic, foarte liniștit. Duhul nu se impacientează, Duhul nu te lasă să te cerți. Duhul nu intră în partide, Duhul se retrage când oamenii sunt agasanți, când oamenii sunt certăreți, când oamenii doresc ei să-și facă dreptatea. Duhul e foarte liniștit. Vă amintiți de imaginea porumbelului care a fost testat? Există viață în urma potopului? S-au retras apele de peste tot? Orice altă pasăre, cum a găsit un pic de loc, nu s-a mai întors. Porumbelul s-a întors. Pentru că porumbelul nu pune piciorușul pe plaștină. Unde e tulburare, acolo nu-i Duhul lui Dumnezeu. După un scandal, nu cumva să prorocești. Retrage-te. Apreciez foarte mult oamenii care sunt chemați și se știe, toată biserica știe care dar de prorocie. Și zice, astăzi am făcut ceva care nu trebuie să fac. Așa că m-am autodisciplinat și azi nu prorocesc. Am primit mesaje, dar nu le spun. Dumnezeu va aprecia foarte mult atitudinea asta. Pentru că omul care are darul știe și zice, eu în primul rând am nevoie de mântuire. Nu doar să slujesc, am nevoie de mântuire. Nu vreau să-mi pierd mântuirea, să mă obișnuiesc cu slujirea, să fac așa dintr-un ritual religios, să fac o slujbă, că trebuie să fie făcută. Nu. Trebuie să fii foarte atent. Uitați-vă că această vorbire în alte limbi, mai apoi, este acordată prin primirea botezului cu Duhul Sfânt. Da? Nu ca și consecința primirii acestuia. Ce vreau să spun cu asta? Deci, după primirea botezului cu Duhul Sfânt, primești această vorbire în alte limbi, dar nu ca și consecință, ci instant, momentul ăla vine. La darul vorbirii în alte limbi, vei primi darul vorbirii în alte limbi după ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt. La vorbirea în alte limbi, ca rugăciune privată, primești vorbirea asta exact când ești botezat. Instant, atunci, în momentul ăla. Nu ca o consecință, ci imediat după ce ai fost botezat. Să-i semnul. Foarte important de reținut că trebuie să trecem mai departe la vorbirea în alte limbi ca dar. Vorbirea asta în alte limbi ca dar nu e destinată tuturor credincioșilor, ci este destinată tuturor acelora pe care îi alege Duhul Sfânt să le dea. Deci dacă vorbirea în alte limbi ca rugăciune e pentru toți, vorbirea în alte limbi ca dar e doar pentru oamenii care au fost
botezați cu Duhul Sfânt și Duhul decide că ei sunt compatibili să primească acest dar. Înțelegeți ce vă spun? Foarte important de reținut. În momentul în care ai acest dar de vorbire în alte limbi, transmiți mesaje, mesajele lui Dumnezeu pentru biserică sau pentru cineva care e prezent la închinarea bisericii. O persoană sau un grup de oameni. O persoană sau un grup de oameni. Versetele sunt acolo. Vorbirea în alte limbi ca dar zidește biserica Domnului. Când vine cineva care zice un mesaj și mesajul acela nu are drept scop schimbarea bisericii în sens de edificare, ci vrea să scoată în evidență o persoană, un grup de oameni sau să producă o partidă, o rupere a unei biserici, acolo nu-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt poate descoperi despre cineva care are un dar anume. Dar Duhul Sfânt, chiar dacă descoperă care are un dar, nu îl scoate pe el în evidență ca să-i arunce pe toți în flăcări. Înțelegeți? Spre zidirea bisericii. O să fie momente în care Duhul Sfânt descoperă lucruri grave, păcătoase. Unii spun, frate, Duhul Sfânt nu descoperă păcatele. Fals. Duhul Sfânt descoperă păcatele. Cum i-a descoperit pe Anania și Safira? Cine i-a descoperit? Duhul Sfânt. Știți ce zice acolo versetul? Toți oamenii care au văzut asta, că au murit și Anania și Safira, au fost cuprinși de frică și fiecare se temea de Domnul. S-a zidit biserica. S-a zidit. Și-o dat seama că nu se joacă cu Dumnezeu. A fost foarte grav să moară doi oameni, dar biserica s-a zidit. Știți că uneori Dumnezeu îngăduie plecarea unui om sfânt dintr-o biserică? Mă tem că spun asta. Știți că cei mai sfinți din bisericile noastre sunt luați subit dintre noi? Știți cu ce scop face asta Duhul Sfânt îngăduie? Pentru ca poporul ăla care a fost certat, supărat și s-a gândit numai la interese omenești să se trezească. Să se trezească. Am întâlnit cazuri în care două familii proeminente din câte o biserică erau, știți cum, așa, cap în cap. Familia asta zicea într-un fel, cealaltă era de acord cu ea, dar pentru că o zis familia altă nu mai era de acord. Nici nu mai gândeau. Cap în cap. Numai să fie potrivă. Ce-o zis Domnul? Îi iubesc prea mult pe oamenii ăștia ca să-i duc în iad sau să îngădui să meargă când merg din cauza lor. Și așa că pe cel mai sfânt, pe care toți îl iubesc din familiile, din familia mântuirilor, pe toți îl iubesc pe persoana asta, pe băiatul ăsta, sau fata asta. O iau. E pregătită, o duc în rai. S-a dus. Nu e așa că e cam târziu să plângi la scriu? Cam târziu. Dar bine că nu e prea târziu. Direcția mesajului este dinspre Dumnezeu, înspre biserică. Deci Duhul Sfânt vine, îi dă darul de vorbire în alte limbi unui frate, unei surori, unui om botezat cu Duhul Sfânt, da? Și el vorbește de la Duhul Sfânt, da? Vorbește de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu, pentru biserică. Da? Mesajul este întotdeauna și trebuie să fie însoțit de interpretare prin darul tălmăcirii limbilor. 1 Corinteni 14:27. Sfântul Pavel, tot în același verset, spune că trebuie să fie reglementat cantitativ, adică nu pot vorbi toți continuu în alte limbi, ci spune Biblia, unul să vorbească în alte limbi și altul să tălmăcească. Unul să vorbească în alte limbi și altul să tălmăcească. Când a terminat unul de vorbit, începe altul, da? Deci nu se suprapun, că în biserica din Corint începeau să facă un fel de concurență, care vorbește limba mai mult, nu mai se înțelegea nimica și atunci o trebuie să reglementeze cantitativ. Are valoare profetică, așa cum citeam în versetele 4 și 5, că cine vorbește în alte limbi și are dar de vorbire în alte limbi și apoi urmează tălmăcirea limbilor, seamănă cu darul de prorocie, cu darul profetic, pentru că se transmite un mesaj de descoperire ca și cum ar proroci. Nu e același, dar seamănă. Da. Haideți acum să intrăm la întrebări și răspunsuri, pentru că ar mai fi și alte lucruri de spus. Dar probabil că timpul e înaintat. Dacă doriți să se cânte o cântare, să vă considerați, haideți.